Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. E vară, restricțiile în mare parte s-au ridicat și cel puțin cluburile în aer liber sunt deschise. Îți iei prietenii într-o vineri seară și mergeți în club cel mai cunoscut din oraș, unde toată lumea bună se strânge. Sunteți gata de distracție, ajungeți acolo, toată lumea dansează, se simte bine, vă duceți la bar să vă luați o băutură, dar parcă lipsește ceva. Lipsesc fetele. Să fim sinceri, 90% dintre băieți merg în club cu gândul să agațe ceva, iar restul de 10% și ei vor să agațe ceva, dar ajung să regrete că au venit cu iubita. Poate că n-ai avut succes cu fetele în club, dar nu-ți face griji, pentru că asta o să se schimbe de acum. Astăzi vreau să spun cum să agăți la o petrecere în 5 pași simpli și ușor de reținut. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când ajungi în club și ești gata de agățat este să găsești o fată de care îți place. Bineînțeles. Dar foarte important este să te poziționezi cât mai aproape de ea, la câțiva metri, nu să fie în colțul opus al încăperii. Ce o să faci? O să vorbești cu ea prin semne? Pe lângă asta, cel mai probabil o să fie cu grupul ei de prietene, dar nu te lăsa intimidat de asta, pur și simplu ignoră-le. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să observi semnale că ar fi interesată. Băieții au impresia greșită că ei fac primul pas, însă treaba nu stă așa, pentru că fata este cea care îți dă de înțeles că vrea să te apropii de ea. În club, cel mai des întâlnit semnal este că se uită de mai multe ori la tine. Iar tu trebuie să fii atent la chestia asta. Dacă se uită o dată, poate e din întâmplare. Dacă se uită de două ori, înseamnă că vrea să te vadă mai bine. Dacă se uită de 3 ori, sunt șanse mari să vrea să danseze cu tine. Bineînțeles că tu poți fi curajos după ce ai luat o gură din băutură și să te duci la o fată fără ca ea să-ți fi dat vreun semnal care vrea să danseze cu tine. Dar șansele de reușită în acest caz sunt mult mai mici, așa că dacă nu ai o problemă cu refuzul, du-te oricum. Al treilea lucru și cel mai important pe care trebuie să reții atunci când vrei să agăți în club este să te apropii de fată prin față, nu prin spate. Cea mai mare greșeală pe care băieții o fac în club atunci când vor să se dea la o fată este că vin din spate și încep să se frece de ea. Te rog, nu face asta, chiar dacă ție ți se pare o idee bună, nu este deloc, așa că mereu apropie-te de ea prin față. După asta, al patrulea lucru pe care trebuie să-l faci dacă vrei să agăți la o petrecere este să zâmbești și să o întrebi dacă dansează. Când ai ajuns în fața ei, e foarte simplă treaba. Rămâi calm, zâmbești și o întrebi dacă dansează. Poate fi muzica atât de tare încât să nu înțeleagă. În acest caz, doar zâmbește și începe să dansezi în fața ei. Dacă te refuză, te ignoră sau pare că nu e absolut deloc interesată să danseze cu tine, ridică palmele, retrage-te și pleacă. Dar dacă răspunsul e afirmativ, îți zâmbește înapoi și începe să danseze și ea, poți să-i pui mâinile pe talie și să dansați împreună. Și în final, al cincelea și ultimul pas pe care trebuie să-l faci dacă vrei să agăți la o petrecere, bineînțeles, să o săruți sau să-i ceri numărul în funcție de situație. Acum, după ce ați dansat ceva timp, e alegerea ta dacă vrei să încerci sărutul sau nu. Dacă vrei doar distracție în seara aia, n-ai nimic de pierdut. Dar dacă vrei să o cunoști mai bine sau vrei ceva mai serios, poți atunci când se termină petrecerea să-i ceri numărul de telefon sau Instagram. Mai degrabă trebuie să simți pe moment dacă e timidă sau dacă vrea să te sărute. Decizia o iei atunci. Așadar, aceștia au fost cei 5 pași pe care trebuie să-i faci dacă vrei să te simți și mai bine la o petrecere alături de o fată. Mi se par foarte simpli, trebuie doar să ai puțin curaj. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut, să lăsați un like și bineînțeles să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți bineînțeles să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă și ai nevoie de ajutor, poți apăsa butonul alăture-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon, unde mă poți suna sau îmi poți trimite mesaj și îți voi răspunde în aceea zi, spre deosebire de Instagram, unde răspund cam după 2 săptămâni. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!